Pentru partea aplicativă a acestei sesiuni, am pregătit o mașină virtuală care rulează cea mai recentă versiune de Ubuntu Server. Nu am făcut altceva decât să descarc imaginea sistemului de operare de pe site-ul oficial și să o instalez utilizând software-ul VirtualBox și el un software gratuit. El poate fi instalat pe orice sistem de operare, există kituri de instalare atât pentru Windows cât și pentru Linux, cât și pentru universul Mac. Iată linia de comandă pe care vă povesteam la începutul acestei sesiuni. Ea reprezintă cea mai veche și, poate, cea mai robustă metodă de a comunica cu un sistem de operare. Interacțiunea om-mașină în această interfață este bazată exclusiv pe text. Omul introduce text în linia de comandă, respectând sintaxa și gramatica corectă a interpretorului pe care îl folosește, iar mașina onorează request-ul dacă este corect și dacă utilizatorul are dreptul să onoreze, are dreptul să execute acea operație. O să încep cu un exemplu simplu de comandă. Iată comanda call, comandă care, prin denumire, putem deja să ne dăm seama că ne afișează un calendar. Marea majoritate a comenzilor din Linux suportă un număr impresionant de modificatori. Ei se numesc flag-uri și parametri și pot fi utilizați pentru a schimba modul în care o comandă se comportă, dar nu schimbă ce face comanda. O distinție importantă. Dacă execut din nou comanda call, pe care am dat-o mai devreme, însă de data asta, cu flagul minus 3, comanda a trecut la afișare de 3 luni consecutive, din care luna curentă se află în centru și ziua de astăzi este în continuare marcată distinctiv. Din demonstrația asta, nu comanda call este cea pe care am vrut să vă explic, ci filozofia din spatele utilizării flagurilor în linia de comandă. Și anume, comanda nu și-a schimbat misiunea, ea în continuare și respectă definiția din manual, și anume afișează un calendar, s-a modificat numai comportamentul său pe ecranul, pe terminalul utilizatorului. Primul pas pe care îl vom face în instalarea serviciului web pentru a ne găzdui site-ul pentru acest laborator va fi să ne asigurăm că utilizatorul cu care ne-am conectat la acest sistem bazat pe Linux este un utilizator care are privilegii administrative. Numai un utilizator cu drepturi administrative poate să efectueze aceste operații. Foarte simpla comandă ID, posibilitatea să văd cine este utilizatorul logat în momentul de față. Utilizatorul meu se numește Bitnet și are ID-ul numeric 1000. În secțiunea grup egal, cu virgule între ele, se află toate grupurile din care acest utilizator face parte. Unul dintre ele este de importanță deosebită pentru demonstrația noastră, și anume faptul că fac parte din grupul 27 sudo. Sudo este unealta recomandată, manualul de bune practici, pentru a executa orice operație în sistemul Linux care are nevoie de privilegii suplimentare. Ea vine de la superuser do, unde superuserul nu este altul decât celebrul root. Utilizatorul root având drepturi complete și nelimitate asupra sistemului de operare. Cu alte cuvinte, lui root nu îi se refuză nicio operație. Dacă vreau să execut o comandă ca și cum aș fi administratorul, adică ca și cum aș fi root, nu trebuie decât să o prefixez comanda sudo. Rulez același ID pe care l-am rulat mai devreme, introduc parola propriului meu cont, și acum comanda pare că a fost executată de către root. Asta este cel mai apropiat echivalent. De
pe care îl avem în universul Linux pentru ceea ce ați văzut în Windows la click dreapta Run as Administrator. Doar că în acest caz este Run as Root, singurul administrator cu drepturi depline în sistemul de operare bazat pe Linux. Mai mult decât atât, pentru că acesta este un sistem Ubuntu, la rândul său, bazat pe Debian, trebuie să fim conștienți că managementul de pachete, managementul de software, se face prin intermediul uneltelor specifice lumii Debian. Așadar, prin intermediul uneltei APT. Primul pas pe care îl recomand întotdeauna, înainte să instalăm software, este să facem un APT cu operația update. Pentru această operație, mașina, bineînțeles, are nevoie de conexiune la internet și, din mesajul de eroare evident care mi-apare pe ecran, numai superuserul are voie să facă asta. Așadar, revin asupra comenzii și o prefixez unealta sudo. Operația update s-a conectat la o serie de servere numite repozitorii, de unde a descărcat o listă cu pachete. Nu este o cantitate foarte mare de informație pe care a descărcat-o, doar o serie de fișiere text comprimate, și și-a construit local un cache, o bază de date, care conține o serie de informații despre software-ul ce poate fi instalat.